Împăratul cel bun și grădinarul. A fost odată un om căruia îi plăcea foarte mult grădinăritul. Căpățânile de varză creșteau văzând cu ochii, la fel și conopii, dar roșiile și alte legume. Nu se lăsau mai prejos nici trandafirii, nici lalelele, florile de iasomie și panseluțele. Plantele lui îi răsplăteau îngrijirile drăgăstoase, crescând mari și frumoase, cum nu se mai văzuse până atunci, de le merse vestea în toată împărăția. În schimb, într-o zi nefastă, un iepure sălbatic răscoli toată grădina cu zarzavaturi. Grădinarul încercă din răsputeri să prindă iepurele, dar nu reuși cu niciun chip, așa că se adresă împăratului pentru a-i se face dreptate. Nu pot îngădui, spuse împăratul cu voce tunătoare, ca un iepure să-i păgubească pe supușii mei. A doua zi sosi la grădină pentru ca împreună cu toată oștirea și cu ajutorul curtenilor lui să alunge iepurele. Înainte de toate vrut să fie servit cu micul dejun, la fel și alaiul lui, și ceru pui fript și șuncă, iar abia după asta a început vânătoarea. Cu toată tevatura au și reușit să alunge iepurele, dar oștenii împreună cu caii lor, în marea lor vânătoare, răvășiră toată grădina. Dacă iepurele distrusese doar zarzavaturile, acum erau răvășite și florile. Se făcuse o pagubă mai mare decât ar fi făcut vreodată 100 de iepuri în 1000 de ani. Vorba aceea, cine păgubește se înțelepțește, întâi gândește, apoi pornește, își zise grădinarul văzând toată grădina răvășită. Mai bine puneam o capcană și prindeam iepurele.